Sute de buzoieni au venit azi în Parcul Crâng pentru a degusta tradiționala fasole cu ciolan și un pahar cu vin. Unii dintre buzoieni au sosit imediat după parada militară, alții au venit direct în Crâng. Cât despre semnificația Zilei Naționale, unii dintre buzoieni încă nu au aflat exact ce se aniversează astăzi. La 1 decembrie 1918, ce s-a întâmplat? S-a răsturnat cu comunism, cum să spune. Răsturnarea guvernului comunist. Pe 1 decembrie s-a făcut Unirea Principatului României, deci în 1918, la Alba Iulia s-a făcut întrunirea asta și atunci România a fost integrată. E ziua României, e ziua Unirii Țărilor Române. E ziua națională a României. Dar ce s-a întâmplat atunci de 1 decembrie 1918? Da, nu mai știu. Au existat și buzoieni care, cu gândul la Marea Unire din 1918, trag nădejde că vor fi contemporani cu o altă unire mult dorită de români, cea cu Basarabia. Da, asta ar fi un lucru extraordinar de bun. Pentru că ar trebui să ne luăm înapoi ce avem de peste tot, să nu zic că avem și în Ungaria și în Bulgaria avem teritorii. Ne unim, dar uite, dacă ei nu vor... A văzut de ieri de la votul care l-a avut. Mi-ar place că sunt frații noștri de peste Prut și ar fi foarte interesantă treaba. Vă gândiți câteodată că ar fi bine să ne unim înapoi cu Basarabia? Da. Ar fi bine, dacă vor și ei. Dar nu știu, depinde de Dumnezeu și de Putin. Nici numele poetului Andrei Mureșanu, autorul versurilor imnului național al României, nu este foarte popular printre buzoienii veniți azi la obelisc. Cine a compus deșteaptă de române? Cine a scris versurile? Ciprian Părumescu. L-am uitat, știam, dar am uitat. Nu-mi vine acum. Eminescu, nu? Păi... Sunt sigur că știi și cine a scris deșteaptă de române, poezia. Andrei Mureșanu. Nu, de ce să-mi dau cu părerea? Nu știu, un răsunet? Care se numește acum deșteaptă de române, imnul național. Nu mi-aduc aminte. Manifestările prilejuite de Ziua Națională au cuprins și un spectacol folcloric.